contextul transfuziei sangvine greșite de la spitalul CF2 din capitală, Ministerul Sănătății a publicat o listă cu spitalele care nu au autorizație pentru transfuziile de sânge. Ministerul Sănătății a realizat o centralizare a situației autorizării unităților de transfuzii din spitalele românești, publice și private. Pe de o parte, Ministerul a cerut situațiile de la direcțiile de sănătate publică din toate județele, iar pe de altă parte a comparat aceste rezultate cu unitățile care primesc sânge și produse sanguine de la Institutul Național de Hematologie și centrele de transfuzii. Rezultatul arată că 108 unități publice și 34 private funcționează fără unități de transfuzii autorizate de DSP-uri, transmite Ministerul Sănătății în comunicat. Totuși, reprezentanții Spitalului Municipal Aiud spun că secția este autorizată și transfuziile sunt vitale pentru pacienți. Deci, practic, acolo este centru, dar are nevoie doar de autorizare ca să funcționeze, da? Nu are autorizație de transfuzie. Deci aveți autorizație de transfuzie? Noi suntem autorizați. Am înțeles. Am văzut, de asta v-am sunat, că am văzut o listă cu centrele de transfuzii care nu sunt autorizate și Spitalul Aiud se stipula acolo pe listă. Noi suntem autorizați. A fost doamna doctor, nu mai știu de la direcție, cum se numește aici, a făcut verificările, ne-a dat o listă de conformare, ne mai trebuia un frigider, cam atât. Deci noi suntem bine, din punctul de vedere. Reprezentantul Spitalului Aiud spune că un centru de transfuzii este vital pentru un spital și au fost organizate campanii de donări de sânge. Noi suntem bine pus la punct, îl avem, folosim, deservim și sanatorul TVC. Este necesară o autorizare este pentru... Este vital. Noi am organizat la nivelul spitalului vreo patru momente de donări de sânge. Da. Pacienții operați, pacienții care sunt post-hemoragic după diverse afecțiuni au nevoie de sânge. Este foarte complicat ca pentru o astfel de manoperă să mergi până în Alba Iulia. De aceea noi am ținut mult să avem punctul nostru de transfuzii, să fim dotați cu toată aparatura necesară, cu cadrele specializate, cu anestezistul la zi și vă spun că se fac foarte multe transfuzii. Am avut incidente ca norocul nostru, pentru că se întâmplă tot felul de probleme, dar lucrurile au mers normal, chiar și cu sanatorul care, mă rog, nu au și îl deservim noi. Ne-am lăsat măsurile de siguranță, le-am luat și lucrurile merg bine și pentru ei și pentru pacienților. În perioada 2-12 august, departamentele de supraveghere din DSP-uri vor verifica toate unitățile de transfuzii neautorizate. Vor fi investigate motivele pentru care aceste unități de transfuzii nu au autorizație. DSP-urile vor stabili planuri de conformare în vederea autorizării cu termen de maximum 3 luni.